Părinte Paisie, cum se poate înfrunta invidia care apare de obicei la frații cei mai mari față de cei mai mici? Răspuns. Invidia este o patimă. Însă, atunci când copilașul este de 3 ani, iar mama lui îl alăptează pe frățiorul lui nou-născut, este oarecum îndreptățit să-l invidieze. Deoarece, cu puțin timp mai înainte, el era cel alăptat. Îl vede pe frățiorul lui în brațele mamei sale și spune: "Până ieri mama m-a avut în brațe, iar acum m-a dat deoparte." Dar dacă are bunică, are cine să-l mângâie. Când însă copilul ajunge la vârsta de 4 ani, trebuie să invidieze mai puțin. Iar când ajunge la 6 ani, mama lui trebuie să-i spună: "Acum ești dita mai flăcăul. Care mamă mai poartă în brațe un copil atât de mare?" Dacă îl va ajuta pe copil să înfrunte astfel situațiile, atunci el își va aduce aminte de mama lui numai atunci când va exista un motiv. Dar a o ține pe mama lui mereu de fustă este un lucru bolnăvicios. Părinții trebuie să cultive dragostea dintre frați. Iar atunci când vor să-l ajute pe cel mai slab, să pregătească terenul, luând consimțământul fratelui mai puternic. Adică să-l ajute să înțeleagă că, într-adevăr, fratele lui are nevoie de sprijin. Dreptatea este a lui Dumnezeu și trebuie să se împartă în mod egal, atât celui mai mare cât și celui mai mic. Celui mai mare cu respect, iar celui mai mic cu dragoste, fără a vătăma pe vreunul. Lucrul acesta se arată și în Deuteronom. Dacă, de pildă, este vinovat cel mare, vom îndreptăți pe cel mic, însă fără să-l mustrăm pe cel mare în fața celui mic, ci să discutăm cu el separat, astfel încât să-l facem să-și înțeleagă greșeala.